Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Am revenit pe partea a doua întâlnirii în curtea școlii cu invitata de astăzi, doamna Simona Sava, inspector de specialitate în domeniul psihologiei la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava, mai scurt așa CPECA, cum le este cunoscut deja acest centru profesorilor. Am urmărit un videoclip, nu? Acela care promovează o lege, legea Anastasia. Te-aș ruga să ne vorbești un pic mai mult și apoi revenim la ceea ce am promis înainte de pauza de publicitate. Sigur că da. Vă spuneam la un moment dat că specialiștii CPK Suceava realizează și activități în comunitate. Informarea conducătorilor auto cu privire la modificările codului penal fac parte din această prevenire în comunitate. Săptămânal, specialiștii centrului nostru informează conducătorii auto din municipiul Suceava cu privire la modificările codului penal. După cum știți, acesta a fost modificat. Un conducător auto care comite un accident soldat cu decesul victimei și care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor va primi o pedeapsă cu executare. Nu va mai putea beneficia de clemența legii. Am înțeles. Și spuneați că săptămânal îi informați. Pe ce cale? Cum se întâmplă lucrul acesta? Împreună cu poliția rutieră, cu serviciul rutier din cadrul IPJ Suceava, realizăm activități. Mergem și efectiv oprim conducători auto și le transmitem mesajul pe care în această seară l-am transmis. Foarte bine. Deci înțeleg că aveți mulți colaboratori sau încercați să faceți niște parteneriate, nu? Sigur că da. La nivelul județului Suceava sunt peste 20 de instituții publice și private cu care colaborăm. Printre ele am putea enumera Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Direcția de Sănătate Publică, AJOFM, Câjiraie, Inspectoratul Școlar Județean. Toate acestea sunt instituții care au atribuții în planul de acțiune pentru implementarea strategiei naționale antidrog pentru perioada 2022-2026. Așa, pentru că din discuțiile pe care le-am purtat am aflat că nu sunt foarte mulți cei care efectiv lucrează în acest centru. Încearcă să facă lucrurile cât mai bine, atâția cât sunt, dar clar au nevoie de sprijin. Și întrebarea mea era, chiar înainte de a intra în emisiune, legată de voluntariat. Dacă aveți voluntari, dincolo de instituțiile acestea cu care colaborați, sau aveți voluntari pe care îi implicați în activitățile de prevenire? La acest moment, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava are voluntari care participă alături de noi la activitățile informativ-preventive pe care le desfășurăm în comunitate. Au fost alături de noi voluntari cu ocazia Zilelor Municipiului Suceava, Zilelor Municipiului Rădăuți, la diferite manifestări sportive, cum ar fi Gala Coloseu, un turnament care s-a desfășurat în municipiul Suceava la începutul verii. La acest moment nu avem voluntari care să vină cu noi în școală și aici când mă refer la voluntari spun foști consumatori de droguri, pentru că acest aspect este unul sensibil, trebuie analizat cu foarte mare atenție și foarte mult discernământ impactul pe care o astfel de persoană l-ar avea în fața grupului țintă, cum influențabil cum sunt adolescenții și tinerii. Pe lângă acest aspect, trebuie analizată și disponibilitatea părinților de a-și lăsa copiii la astfel de activități. Exact. Bun. Apropo de disponibilitatea părinților, pentru că lipsa aceasta de disponibilitate vine din lipsa de informare. Așa cred. E ca și în cazul educației sexuale, în care părinții au evitat, au tot amânat momentul acesta și au refuzat ca cei mici să studieze educația sexuală.
neînțelegând că, de fapt, educația sexuală este cea care îi informează corect, într-un cadru organizat, de către specialiști, și care își propune să îi ajute pe copii să înțeleagă mai bine ce înseamnă stil de viață sănătos, ce înseamnă să folosești prezervativul sau alte lucruri sensibile pe care unii nu reușesc să le abordeze din diferite motive, de ordin cultural, de educația pe care au primit-o, da? Și atunci reținerea aceasta a părinților, consider eu, vine dincolo de toate aceste motive enumerate, din lipsa de informare. Cum faceți să informați părinții? Pentru că am senzația că elevii, începând chiar cu cei de gimnaziu, au foarte multe informații, și nu numai informații care țin de domeniul acesta al consumului de droguri, ci și relații. Da? Și au informații punctuale despre cum ar putea să acceseze astfel de servicii, să le spunem între ghilimele. În timp ce părinții, nu generalizez, dar foarte mulți dintre ei au senzația că adoptă poziția struțului. Nu vreau să știu, dacă nu știu lucrul ăsta, înseamnă că nu îi se va întâmpla copilului meu. Cum e de făcut? Pentru că ești și psiholog, nu? Uh-huh. Și stai de vorbă cu părinții, stai de vorbă de multe ori cu părinții consumatorilor, atunci când e un pic tardiv, nu? Cum e de făcut sau ce e de spus, astfel încât și părinții să fie cât mai bine informați? O vom lua treptat. Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog participă la ședințele cu părinții, participă la întâlnirile organizate de școli cu părinții, de către asociațiile de părinți. Există această campanie Familia Partener împotriva consumului de droguri. Prin intermediul acesteia informăm părinții cu privire la riscurile și consecințele consumului de droguri prin participarea acestora la întâlnirile cu noi. De fiecare dată, atunci când ni se solicită sprijinul, participăm cu mare drag la întâlnirile cu părinții și le explicăm motivele pentru care copiii ajung să aibă un comportament adictiv, cum trebuie gestionată această situație. Ulterior, apare și proiectul Safe Space. Acesta se implementează la nivelul celor 47 de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog și, cum ai spus și tu, părinții pot beneficia de consiliere pentru îmbunătățirea climatului familial. Pe lângă oferirea de sprijin, se încearcă ameliorarea problemelor emoționale pe care copilul le are, optimizarea dezvoltării personale. Părinții sunt informați cu privire la riscurile și modalitățile preventive a consumului de droguri. Deci, pe lângă faptul că mergem în școli și le explicăm cum ar trebui să abordeze situația, părinții a căror copii sunt consumatori de droguri sunt invitați la noi la centru, astfel încât să încercăm să gestionăm aceste episoade de consum ale copilului și să îmbunătățim până la urmă climatul familial. Acest climat tensionat din familie constituie și un factor de risc al consumului de droguri. Foarte bine ai subliniat că e și acesta un factor de risc, așa cum un factor de risc îl reprezintă și o stimă de sine scăzută, da? Relațiile care nu sunt tocmai funcționale în familie, și poate părinții ar trebui să conștientizeze un pic mai mult legat de cât de important este să reușim acasă, în familie, să construim o imagine de sine adecvată. Pentru că ce se întâmplă dincolo de ușa familiei, dincolo de casă, e mai greu de controlat, da? De către părinți. Ce e în interiorul curții e în regulă. Ei, și atunci când îl trimiți în lume, ar trebui să-l trimiți cu o imagine de sine adecvată, nu? Cu capacitatea de a discerne între ceea ce e sau nu e bine, da? Capacitatea de a ține piept grupului de prieteni, care e foarte, foarte important, mai ales la vârsta adolescenței. Sigur că da. Și toate lucrurile acestea depind în mare măsură de părinți. Comportamentele adictive nu apar așa din senin, doar din dorința de a imita. Nu? Sigur. Apar și din curiozitate, ce-i drept. Apar și din curiozitate, apar și datorită influenței grupului de prieteni.
Dacă ar fi să vă fac o imagine cu privire la persoanele care se adresează centrului nostru, vă spune că nu sunt cu mult diferite față de oricare dintre noi. Sunt oameni care la un moment dat al vieții au căzut pradă fie curiozității personale, fie presiunii grupului, fie au avut un eveniment traumatic pe care nu au știut să-l gestioneze la un anumit moment. Și aici, când mă refer la eveniment traumatic, mă refer la abuzuri de natură fizică, emoțională, verbală, sexuală, la neglijări, la acumularea de datorii, iar aceste evenimente traumatice sunt diverse și au un impact diferit de la persoană la persoană. Uite, sunt curioasă să aflu câte persoane, să spunem, s-au adresat pentru consiliere psihologică. Nu știu, consumatori sau părinți de consumatori pentru a beneficia de acest serviciu de consiliere psihologică în cadrul CPK. Este foarte important de menționat faptul că la noi vin persoane atât din inițiativă proprie, cât și referiți de alte instituții. Și aici mă refer la DICOT, Serviciul de Probațiune, DGASPC, Mediul Penitenciar. Până în acest moment, dacă ar fi să ne referim la numărul minorilor care au accesat serviciile, ei sunt la 16 la număr. În total sunt peste 40 de persoane care au accesat serviciile CPK Suceava de la începutul anului până în prezent. 25 dintre aceștia au venit pentru consumul de cannabis, 10 dintre aceștia pentru consumul de metamfetamine, 2 pentru consumul de alcool, unul pentru consumul de medicamente, unul pentru consumul de amfetamine și încă unul pentru consumul de speed, cred că am amfetamine, cred că pe acesta am uitat să-l menționez. Ok, deci o gamă destul de largă, să spunem, a substanțelor acestea care sunt consumate. Eram curioasă cum se întâmplă, să spunem, în cazul unui minor. Dacă el își dorește să acceseze aceste servicii, el va fi sprijinit fără acordul părinților? Sau părinții trebuie să afle, uite, a venit? Cum? Părinții trebuie să afle despre episoadele sale de consum. Însă minorul se poate adresa centrului, iar fără acordul părinților poate beneficia de 3 sesiuni de informare. În aceste 3 sesiuni de informare, specialiștii centrului încearcă să îl pregătească de momentul în care trebuie să-i spună părintelui despre aceste momente. Da, cumva în cele 3 sesiuni găsim împreună o modalitate prin care să informăm părintele despre episoadele sale de consum și părintele să fie de acord cu evaluarea. Am înțeles. Asta e un lucru important și o informație importantă, aceea care își doresc deci, să acceseze, deși mă gândesc că în cazul în care vorbim de un consumator e mai greu așa din proprie inițiativă să vină la consiliere decât în cazul unuia care e adus de părinți și care acceptă să vină pentru că, nu știu, au o discuție apăsată acasă. Pe de altă parte, am asistat și eu la o astfel de formare și am adresat-o părinților. Am aflat informații interesante, dar la un moment dat colega ta vorbea despre faptul că părinții trebuie să fie atenți la semnele pe care le-ar putea da un copil care consumă. Și unul din ele era mirosul, un miros specific. Și recunosc că eu una, vorbeam chiar și mai devreme cu un coleg, eu nu știu cum miros. Trebuie să recunosc. Și adică bănuiesc că sunt mulți părinți în situația mea. Nu știu, bănuiesc că nu există substanțe din astea care să imite. Adică ca să știi măcar la ce să reacționezi. Mm-hmm. Nu s-a gândit nimeni să facă. Știu și eu cum miroase, ca să știu de ce să mă feresc sau ce să-mi aprinde beculețul. În momentul de față nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, dacă sunt substanțe care imit mirosul drogurilor, dar este foarte important ca părinții să fie atenți la comportamentele copiilor lor, pentru că până la urmă părintele este cel care își cunoaște cel mai bine copilul. Deci la comportamentul, la miros, da? Că s-ar putea să ne înșelăm dacă și, nu și la miros, stăpânim. Și la miros, dar trebuie să
vadă dacă copilul în ultima perioadă are absențe școlare, dacă și-a schimbat grupul de prieteni și nu mai vorbește despre noi prieteni, dacă nu mai are interes pentru activitățile ce înainte îi făceau plăcere, dacă ține diferite substanțe, diferite tablete de pastile, diferite pliculețe, da? Ar trebui să fie atenți la aceste comportamente. Bineînțeles, există și semne ale intoxicației cu aceste substanțe ilegale. Trebuie menționat faptul că cel mai consumat drog în rândul beneficiarilor care au accesat serviciile CPK Suceava până în acest moment este cannabisul. Consumul de sau intoxicația cu cannabis este caracterizată de anumite semnalmente, adică stare de somnolență, apetit crescut, senzație de uscăciune a nasului, a gurii, a ochilor, dificultăți de concentrare, dificultăți de aducere aminte, crize de râs în debutul consumului abuziv, ochii roșii, da? Miros înțepător. Consumul de cannabis are un miros înțepător, deci este un semn care ne poate duce cu gândul la un eventual consum. Bineînțeles, aceste semne și simptome sunt diferite față de la substanță la substanță. La consumul de cocaină, care este un drog stimulant, apare o senzație de euforie. Consumatorul sau beneficiarul este alert și devine foarte vorbăreț, are o încredere de sine foarte crescută și are impresia unei capacități intelectuale mărite. La consumul de heroină apar pupilele mici, tip ac de gămălie, un miros specific de oțet. Sunt anumite semnale și semnalmente la care părinții sau cadrele didactice trebuie să fie foarte atenți. Da, acum tabloul acesta a fost parcă mai clar și mai complet și par lucrurile un pic, să spunem, mai ușor așa de sesizat și de urmărit. Așa cum spuneai, e foarte importantă atenția părinților, da? Ei să-și facă timp, să stea de vorbă, să asculte, să urmărească comportamentele, pentru că parte din ceea ce ai povestit pot fi și semne ale altor tulburări, să spunem, sau afecțiuni. Bineînțeles. Dar tocmai de asta e important să urmărim, să vedem orice modificare de comportament e un semnal de alarmă, indiferent în ce direcție ne duce. Bun. Ai vorbit despre semne, da? Ai vorbit despre faptul că aceia care sesizează că ar putea să existe o problemă, ar putea să vină la centru pentru a beneficia de sprijin. Din păcate, mai este foarte, foarte puțin timp și aș vrea să-mi spui acum pe final de emisiune ce ar mai trebui să știe părinții, pentru că ei, până la urmă, nu știu, la școală, și profesorii, e clar că și ei trebuie să sesizeze, dar poate un profesor, nu știu, în 50 de minute nu reușește să se uite cu atenție la toți cei din bănci. În schimb, părintele spre copilul personal are și ar fi necesar să se uite cu atenție. Ce ar mai trebui să știe acum? Este foarte importantă relația pe care părintele o are cu copilul său. Sfatul meu ca și specialist al Agenției Naționale Antidrog este să comunice cu copilul lor. Să fie atent la ceea ce îi transmite. Să fie atent la emoțiile lui. Inclusiv să înțeleagă și din faptul că nu vrea să comunice. Atunci când refuză să comunice... Exact. E și asta un semn. Este un semn. Și mai e un lucru important pe care aș vrea să-l menționez. De cele mai multe ori, oamenii au idei preconcepute la adresa consumatorilor de droguri, ceea ce duce la excluderea lor socială. Este foarte important să îi acceptăm și să încercăm să îi reintegrăm din punct de vedere social. E un prim pas pe care îl putem face pentru ei. Ține, cred că tot de informare, nu? Adică sigur, să da. Înțelegem că există și astfel de probleme, că problemele astea nu trebuie evitate, nu? Sigur. Dependența până la urmă este o boală și din fericire aceasta poate fi tratată. Bineînțeles, poate fi tratată cu sprijinul psihologului, cu sprijinul membrilor familiei, a medicilor acolo unde este cazul. Deci cumva trebuie să punem cu toții mână de la mână astfel încât să ajutăm o persoană care este consumatoare de droguri.
Bun, acum să nu înțeleagă telespectatorii că Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava poate să ofere, nu știu, psihoterapie în cazul adicțiilor sau alte intervenții de genul acesta, nu? Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog poate oferi gratuit și confidențial servicii de consiliere psihologică, consiliere socială și management de caz, acolo unde este cazul de includere într-un program integrat de asistență, dar în momentul de față nu poate oferi ședințe de psihoterapie. Vă propuneți? Aveți în plan? Adică, din ce știți, sunteți destul de puțini acolo la centru și mă gândeam că poate și pentru că acum oamenii au început să fie mai alerți, să spunem, mai în alertă legat de acest subiect și cumva a devenit un pic mai pe față, da? Că până acum așa toată lumea se ferea, evita, se ascundea când apărea acest subiect. Și firesc, până la urmă, ceea ce nu cunoaștem ne sperie pe noi, părinții, da? Dar acum, pentru că lucrurile acestea au devenit atât de vizibile, mă gândesc că ar trebui să se facă niște pași, să se aducă oameni, specialiști. Cum e? După cum știți, Ministerul Afacerilor Interne are ca principal obiectiv în acest domeniu regândirea rolului Agenției Naționale Antidrog. În acest moment așteptăm să vedem ce se întâmplă la nivel național în ceea ce privește această ocupare a funcțiilor vacante și organizarea de noi concursuri și eventual organizarea de noi posturi. Ok, era așa ca informație, că oricum decizia nu stă în mâinile celor care lucrează acum în CPK Suceava, ci stă un pic mai sus. Deci există speranțe ca numărul celor care se ocupă de această problemă să crească. Mai aveam o curiozitate, spre exemplu un profesor care vrea să organizeze o activitate de prevenire, o activitate de informare pentru părinți sau pentru elevii clasei, cum și unde vă găsește pentru a vă implica, să spunem, în acest gen de activități? Coordonatele noastre sunt pe paginile de Facebook, pe Google. Oamenii ne pot găsi în clădirea Camerei de Conturi la etajul 2. Încercăm să răspundem de fiecare dată afirmativ la invitațiile primite. În săptămâna școală, altfel, avem planificate activități zilnic, atât la școlile din municipiul Suceava, cât și în unitățile școlare din afara municipiului, adică în județ. Procedăm la programarea acestor activități, adică în funcție și de disponibilitatea noastră a specialiștilor CPK Suceava și a cadrelor didactice, programăm activitatea atunci când... Deci nu refuzați pe nimeni. Mai devreme sau mai târziu, activitatea se realizează. Da. Iar acei părinți care simt nevoia sau copiii care simt nevoia, vă găsesc în același loc? Sigur că da, în același loc. Ne pot contacta telefonic și putem proceda la programarea, la o evaluare și ulterior o să-i programăm la semnarea acordului și la ședințele de consiliere psihologică, socială și management de caz. Important e să știe lumea că sunteți acolo și că încercați să-i sprijiniți pe toți cei care au nevoie atunci când vine vorba de consumul de droguri sau de renunțarea, să spunem, la acest comportament. Ce să spun, mulțumesc mult pentru prezența de astăzi în curtea școlii. Mulțumesc și eu, Adriana. Din păcate, timpul este destul de scurt și nu putem aborda acest subiect în amănunt, dar sper să mai avem ocazia să ne vedem și să detaliem și restul activităților pe care noi le desfășurăm, pentru că ele sunt multe și sunt interesante, sunt pentru diferite categorii socioprofesionale. Avem inclusiv sesiuni de formare și informare, de instruire, așa că este important ca data viitoare să ne oprim și asupra lor. Da, e un prim pas. O primă întâlnire în curtea școlii în care, iată, am aflat că există acest Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava și nu există de puțin timp și își face treaba destul de bine. Profesorii în curtea școlii, cum spuneam, cu siguranță au auzit de CPK Suceava, în schimb, nu știu cât de mult au auzit poate părinții sau cât de mult au fost interesați de acest aspect.
poate acum, pentru că în lumina, să spunem, mai puțin îmbucurătoare a tot felul de evenimente care s-au întâmplat, nu numai în curtea școlii, legate de consumul de droguri, au devenit un pic mai atenți. Și mă gândesc că știind, iată, că există acest centru, poate vor fi câțiva dintre ei care vor apela, fie că e vorba de consumatori, fie că e vorba de persoane care încearcă să îi ajute. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Și cu siguranță o să ne revedem, pentru că, așa cum ai spus, mai sunt multe lucruri de spus. Și succes în tot ceea ce vă propuneți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost și astăzi alături de noi în curtea școlii într-o discuție legată de faptul că acest consum, consumul de droguri, ne interesează pe toți, indiferent că suntem părinți, profesori, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai devreme, trăim într-o lume destul de nebună, așa, cu un ritm foarte alert și ne facem destul de puțin timp să privim cu atenție spre copii. Copiii noștri pe care îi știm buni, pe care îi trimitem la școală și care se mai întâmplă, din păcate, să o ia pe căi greșite. A fost doar așa un prim semnal de alarmă, probabil vom mai purta discuții pe această temă. Eu vă mulțumesc însă pentru atenția cu care ne-ați urmărit astăzi, vă mulțumesc dumneavoastră telespectatorilor, le mulțumesc celor care au sprijinit emisiunea noastră și astăzi, doamnelor de la salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcin, precum și Julius Mall, cel care sprijină emisiunea noastră. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și vă urez, așa cum am obișnuit pe final, multă sănătate și mult succes la școală!